Una dintre cele trei percheziții efectuate în Telorman în această dimineață a fost la secția oncologie a Spitalului Caritas. Polițiștii au verificat mai multe documente medicale din perioada 2012-2014, tratamentele și fișele medicale ale unor pacienți internați în secția oncologie în perioada vizată. Domnul manager, ce a vizat controlul de azi dimineață de la ambulatoriul de specialitate al Spitalului Caritas? Da, au fost niște controle cu privire la niște documente referitoare la internarea și la spitalizarea la secția oncologie, medicație prescrisă, administrare și externare în privința următorilor oameni care au fost acolo. Nu cunoaștem prea multe date despre ceea ce au căutat. Cred că e vorba de programele naționale de sănătate și au chestia asta cu privire la banii care s-au derulat acolo. Au fost ridicate documente? Au fost ridicate foi de observație clinică generală și atât. În același timp, polițiștii au descins la alte două locații din Alexandria pentru percheziții. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Telorman, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Telorman, cu sprijinul Direcției Județene de Informații Telorman, au organizat 4 percheziții domiciliare, 3 în județul Telorman și una în județul Dolj, la domiciliile unor persoane care sunt bănuite de infracțiuni în domeniul medical. Percheziția din județul Dolj a avut loc în Craiova, la domiciliul medicului oncolog de la Spitalul Caritas.